Oni, să-mi facă asta. Am interdicție. Nu la întrebări. La... Am eu o întrebare. La întrebări. De ce întrebări? Vai de mine. Dar ce de pe de timp? Care timp? Cum vede noțiunea de timp? Dar nu există. Vreau să... Mintea e timpul. Mintea e timpul. Și planeta Pământ? Mintea da, dar are viață, are viață. Planeta Pământ are viață ca orice, pentru că noi îi dăm viața aceea și are, e o ființă, e mare spasă. Sunt gândurile noastre, sunt proiecțiile, sunt concepțiile noastre, toate acestea sunt Pământul. În măsura în care am văzut momentul în care omul a căzut din rai. În momentul acela, el cocheta, zicea că, deci își lua energia de la Dumnezeu, era orientat numai spre Divin. În momentul în care s-a orientat la mediul înconjurător, mediul înconjurător care este format din cuvinte întrupate, a dat năvală peste el. Adică în spatele copacului este cuvântul copac, în spatele cerului cuvântul cer și a dat năvală. S-au aranjat foarte rapid în propoziții, verbe, adverbe, s-au construit în propoziții și când a pornit propoziția, el a început să vadă. Când a început să vadă a fost așa de fascinat și atras, dar a pierdut legătura. A vrut să se întoarcă spre Divin și nu a putea. Deci ca să poți să te întorci la Divin, trebuie să tacă mintea. Ca să, tăcerea minții se face prin abandon de sine. Deci în momentul în care tu te lași pe tine, se oprește mentalul. Când dăruiești, se oprește mentalul. Când te restrângi, se oprește mintea. Pentru că scad toate ispitele, scad toate interesele personale. Când nu mai ai un interes propriu, nu mai e pentru tine, atunci tu de fapt te înalți. Se scade ego, când s-a scăzut ego, imediat înaintează Divinul. Când a înaintat Divinul, viața ta se schimbă imediat. Pentru că el nu știe ce să facă ca să fie ție mai bine. Deci cea mai mare comoară a noastră este acest gol pe care îl obții în momentul în care tu dai mai mult decât ei, când te lași pe tine în orice situație de viață, atunci te golești. Și prezența lui îți face viața frumoasă, te face să reușești în afacere, îți face viața în familie bună, adică când te lași pe tine. Dar când reacționezi și lupți, atunci Divinul l-a dat afară și ai toată siguranța că lucrurile se vor termina prost, într-o formă dramatică. Sau că se repetă, de da, alte personaje. Și pe planetă este vorba doar despre omenire? Despre planeta Pământ? Păi aici există noi credem, toate planurile până la fel de gând. Aici există. Dacă te referi la extraterestrii, ei sunt tot de pe Pământ, sunt tot aici cu noi. Ei locuiesc într-un spațiu paralel. Ca să poți să intri în spațiu paralel, trebuie să te lași pe tine mereu. Adică să ai curajul ca în situațiile de conflict să nu vrei să câștigi. Când te-ai dus în fundal, în spațiul acolo vine Divinul și atunci poți să intri în comuniune cu alte lumi, poți să călătorești în timp, în trecut sau în viitor. Sau poți să cunoști alte spații și să iei contactul cu... Ei sunt în spațiu paralel, în continuare, lângă noi, ne privesc continuu, sunt un fel de tutori al nostru, ai noștri, pentru că ne consideră periculoși, ființe periculoase. Apropo de timp, dai voie ca... Nu, ai zis că întrebări, nu era de întrebări. Asta era problema cu întrebările, dar la tine invers. Se spune că Hristos, adică conștiința cristică, e timpul dincolo de timp, sau timpul fără de timp, fiindcă în spirit nu există nici timp, nici spațiu. E doar conștiință vie, pură. Și timpul, cum ziceam, există doar în mental, în ego, fiindcă, de fapt, timpul și spațiul, trecutul, prezentul și viitorul sunt elemente ale minții duale, conflictuale. Și în momentul în care, cum ziceam, mintea tace, spiritul, Dumnezeu ne vorbește și când dacă mintea vorbește, Dumnezeu stace spiritul, fiindcă mai înțelept decât noi, decât mintea. Da. Și atunci când tu sau fiecare dintre noi ne conștientizăm, ne asumăm acest adevăr, cum zic eu, prima etapă e informația, dar informația adevărată, sănătoasă în orice informație sau dezinformare, cum trăim noi acum. Apoi, al doilea, e metabolizarea informației, adică din credință și convingere că e un adevăr divin, mi-l asum și iau și decizia de a trăi în aici și acum și doar prin trăire directă reușesc să transcend timpul și spațiul și așa, și prin rugăciune, care e comuniunea, comunicarea directă cu sursa, reușesc să ajung la această stare cristică de spirit, timpul fără de timp, timpul dincolo de timp, când ai prezență vie, ești în aici și acum. Ai o stare de conștiință. Și diferența între fiecare dintre noi este
cât de conștienți suntem de conștiința conștientă de sine care noi suntem. De-aia ziceam că omul și fiecare dintre noi poate să spună pentru el, eu sunt conștiință conștientă de conștiința conștientă de sine, prezență vie aici și acum, eu sunt. Și doar gândind așa, deja te conectezi cu de ce mai la câmp și se deschide cerul și primești energia harică divină. O altă întrebare, vreau să te întreb pe tine, sau să ne întrebăm fiecare, apropo de generațiile viitoare și de perspectiva copiilor noștri și a copiilor noștri, credeți oare că e cu putință ca învățământul și totul să funcționeze online? Omul ținând cont că e o ființă comunicativă, socială. Da, cu cât rău este mai mare, cu atât e mai bine. Dacă tehnologia e mai mult decât, cum se spune, concentrarea pe ființa ta divină, cu cât accentul nostru pe este mai poate. Mare, cu cât credem că inteligența artificială, tehnica, robot și mai departe, știința, este cel mai important lucru și uităm pe Dumnezeu, cu atât este mai bine, pentru că distrugerea se grăbește foarte, foarte mult și va veni un moment în care oamenii vor zice, hopa, nu este calea cea bună. Altfel nu vor învăța. Omul învață numai din greșeală și asta vreau să întreb, adică crezi că învățământul e posibil online și cultura și transmiterea mai departe? Le convine la toți, pentru că nu este cel mai comod posibil. Copiii nu vor să învețe. Părinții zic că lasă, era o doamnă pe internet, un clip așa foarte frumos din Iași, am impresia, o întreabă, sunteți de acord, o știi, nu? Ca copilul dumneavoastră să lucreze pe internet, nu, că e post grămadă. Deci nu învață nimic. De ce nu învață? Eu am fost învățat să fac calculul cu pixul. Eu mă ocup, dar nu sunteți de acord cu vaccinul, eu mă ocup cu prășitul și cu musul vacii. Dar el, dacă îi dai o operație matematică, îl scoate pe sarsailă. Sarsailă era calculatorul. Și trebuie să lucrez, că nu știi nimic, că e pus grămadă. Nu am văzut. Deci, corect, asta e. Deci, nicio problemă. Dacă vor oamenii să fie puși grămadă, nu-i nimic, pentru că ei nu vor mai simți divinul și atunci vin suferințele peste el, îi îngroapă de nu se văd. Și până la urmă zic, hopa, deci el nu se deșteaptă, dar fiecare pățim chestia asta. Nu e numai pe populația Pământului, fiecare din noi nu învață decât prin greșeală. Repetăm, zice că plăcerea este mai importantă și nu ne oprim de la țigară sau de la băutură decât în momentul în care suntem în ultima fază. Nimeni nu se oprește și nu poate să se oprească din timp. Ca să se oprească, el trebuie să se limiteze continuu în toate situațiile mici de viață. Dar nu face asta și dacă nu face asta, el nu va avea putere ca într-o patimă puternică să oprească. N-are putere. Ca să aibă putere, el trebuie în situațiile mici, neînsemnate de viață, să exerseze abandonul de sine și atunci puterea lui de a renunța va fi foarte mare și va putea să aibă putere să renunțe la țigări sau la băutură, altfel nu se oprește decât prin suferință. Asta suntem noi. Suntem limitați. Și nimeni nu ne zice, măi, trebuie, singura soluție ca să scapi de neplăceri este în toate situațiile de viață, nu te contrezi cu viața, că te contrezi cu Dumnezeu. Nu lupți pentru tine, nu cauți mai mult binele tău, mereu te lași pe tine, pentru că acesta este divinul. Noi nu cunoaștem și nimeni nu ne identifică divinul cu acest comportament. Nimeni nu știe că divinul e acceptarea ta de acum. Nimeni nu spune că în momentul în care nu ripostezi, de fapt a intrat în divinitate. Și că prezența lui este cel care îți rezolvă situația de viață fără să faci absolut nimic. Se schimbă, cum am dat exemplu, așa de la în 360 de grade. Nu-ți vine să crezi că era absurd ca doamna directoare care a aruncat farturile să zică după aceea abuz, mai nu știu ce mi-ai făcut, dar vine să se vezi. Era imposibil. Și uite-te că în momentul în care te schimba tu, s-a schimbat și lumea din jurul tău. Altfel nu se schimbă nimic. Și noi nu ne schimbăm benevol decât cu forța. Deci din cauza asta, omenirea se va duce spre autodistrugere cât poate de tare, până în nivelul în care, spre exemplu, vine un război sau cutremur. Păi eu în 77 în București mă plimbam pe acolo și nu înțelegeam. Și am zis, băi, oamenii ăștia își căpătaseră omenie. Ei înainte erau singuri în casă și acum erau pe stradă și făceau mâncare unii altora și se ajutau. Păi trebuie să vină cutremur ca să te ajuți.
unul pe altul. Păi o să trebuiască să vină un război din ăsta mondial, ca imediat să descoperi că casele tale, mașinile tale nu înseamnă nimic, că ți l-a făcut perfeliță și ți-a luat banii și te-a distrus complet. A venit noua ordine mondială, a schimbat moneda, ți-a luat tot. Și trebuie să vină pierderea asta așa fenomenală, pentru că ăștia care au adunat la noua ordine mondială, o să le zic că îți dau venit minim garantat. Banii pe care i-ai strâns sunt zero. Deci, băi, de ce ai adunat atâta? Că nu mai înseamnă nimic. Deci asta este, pentru că ai pus pe primul plan materia și orice din lumea asta ți le ia pe toate. Și altfel nu înțelegem. Biserica și credința, nu? Și religiile toate ale lumii spun lucrul acesta. Și omul nu înțelege că trebuie să facă o transformare în viața lui. Nu vrea să transforme nici mic, atunci le pierde pe toate. Și lucrul ăsta este bun și drept, dar noi nu învățăm decât din greșeală și pierdere. Niciodată benevol nu ne vom duce. Și nu uităm la fiecare, că asta facem. Îmi place ciocolata foarte mult. Credeți că vreodată mă opresc să mănânc o ciocolată întreagă? Nu. Deci voi pierde chestia aceasta. Deci tot ce-ți place ție foarte mult, le pierd. Și vine o stare în care ți se face scârbă. Nu mai vrei să mănânci ciocolată. Ți se face lecamit. Ăla este momentul în care tu, de fapt, ai fost desprins. Da, dar n-ar fi înțelept ca să... Să faci singur dinainte? Ok. Să faci singur dinainte? Nu, n-ar fi mai înțelept ca să, cum se zice, să renunțăm la suferință. Cum ziceam eu, și suferința e necesară până în momentul în care îți dai seama că nu e necesară. Adică ce să mergem pe un învățământ online când ne va duce oricum la îndobitocire, să zicem, separat și așa. Ca după aia să ne dăm seama. Toată lumea va fi fericită să se dea venitul minim garantat. Toată lumea va fi fericită. Spun că așa se va întâmpla. Va fi ca un mormolog sau ca o va fi mormolog, va fi autodistrugere sau pierde sufletul, pentru că omul se încarcă cu energie când face ceva pentru celălalt, face un efort, se sacrifică. Și îți ia efortul. Îmi dădeam exemplu cu Lazarev. Tatălui avea 80-90 de ani, mergea la munca câmpul și a zis: tată, de ce muncești toată ziua? Vino să te mai odine și tu. S-a dus 2 săptămâni la oraș și a murit. Deci el ne mai dăruit, nu s-a mai pierdut cu energie și gata, a murit. Deci, deci e de fapt este o metodă de distrugere în masă, lenea asta. Dar omul vrea lenea pe primul plan. Nu e nicio problemă, murim cu toții. Dacă omul nu înțelege că atunci când îți dă venitul minigradat, trebuie să te duci să te sacrifici, să speli scările. Că a venit o doamnă la Lazar și a zis: eu am cancer. Du-te și spală scările de sus până jos. În fiecare zi? Nu. Eu să fac așa ceva. Cum? Că eu sunt bolnavă de cancer. Păi asta este problema. Că tu nu te sacrifici pe tine. Spală scările dimineața până seara. Fă un sacrificiu. Du-te și ajută oamenii sărmani, oamenii bătrâni. Bagă aspiratorul, adu-le mâncare, fă ceva pentru ei. Plantează un copac. Dacă plantezi un copac în fiecare zi, îți dai seama câtă dragoste dai, pentru că copacul este simbol al divinității. Și cât de mult te va iubi Dumnezeu, că faci totul pentru întreg. Noi nu facem totul pentru întreg, înseamnă pentru toți, facem numai pentru noi. Atunci pierdem. Ne pierdem viața. Și este drept să se întâmple lucrul ăsta, deci nu este nimic al rău. Puțin vă fi salvați. Tot așa e satisfacția atunci exact, când exact. Dăruiești. Da. Și vă spun un lucru. Aia este adevărata satisfacția, de la exact. Bucurie. Exact. În momentul în care va veni război mondial, să vedeți că oamenii se vor trezi un timp. Sau o altă pierdere de altă fel. Că se vă uita de nu se vă... au venit apele, inundații. Au venit cu tremuri din ăla mare, 8 grade. Nu știu câte orașe, dărâma terase. Păi uitați-vă, spre exemplu, ce înseamnă divinul. Acum câțiva ani, să zic că când s-a făcut 4-5 ani, a fost o inundație în Atlanta. În Atlanta s-a spart barajul. Până acum, oamenii de știință n-au găsit cauza spargerii barajului. S-a spart din senin și este imposibil, pentru că el este calculat la grad maxim posibil. S-a spart din senin. A inundat, în 10 minute a inundat tot orașul. Vrește, l-a făcut. Și era un oraș în care erau jocurile de noroc puse exact ca la Pompei. Jocurile de noroc, prostituția era pe primul plan, satisfacțiile, acolo erau tot felul de distracții. Deci l-a distrus într-o secundă, în 10 minute n-a mai rămas nimic în picioare. Am văzut New York-ul inundat, Manhattan era inundat, acum au fost niște vijelii acolo cu câțiva ani de zile. Mergeau cu barca prin descrie noi. S-au dus, după care s-au retras apele, s-au dus la cimitir. Nu mai era nicio placă mortoare în picioare, era una singură cu Maica Domnului. Simbolic. Sau a venit tsunami în Japonia. Tot ce credem noi că este stabil, este cel mai instabil lucru.
betoanele fierb, beton zice că e sigur, nu e nimic sigur. A venit, l-a tocat, au căzut de la rădăcină, l-a făcut praf apa. Și în picioare cine a rămas? Era un copăcel micuț, foarte subțire, foarte flexibil, că aici este tehnica de să fii flexibil, adică moale. Noi zicem că este o rușine să fii moale. Să vină alții să te exploateze, păi numai ăla se salvează, ceilalți, bă, cine e rigid și dur. Că ce înseamnă moartea? Deci bătrânețea înseamnă rigiditate. Omul când se naște, am scris și în prima carte, este moale și are 60% apă. Omul când moare invers, să ai 40% apă. Da. Deci pierde apa foarte mult și devine rigid. Deci moartea este o caracteristică a rigidității. Trăiește cât mai mult acel om care este moale, care este flexibil, care se lasă pe sine dus, condus și luat, purtat. Și ego-ul, de fapt, e rigiditatea minții. Ego-ul este rigiditatea minții și înseamnă moartea. Moartea sufletului. Prima lege.